Mie mi-este tare poftă de o ciorbă, așa că pe căldurile astea știți că se spune de fapt că este greșit să bei rece sau să mănânci rece când este foarte cald afară și trebuie totuși să-i dai corpului ceva mai cald decât temperatura de afară. Așa că m-am gândit astăzi să facem o ciorbă rădăuțeană, fierbinte, cu multe legume, cu cărniță, neacu, Pentru această rețetă avem nevoie de legume, morcov, rădăcină de păstârnac, de pătrunjel, țelină, ceapă, ardei roșu și usturoi, bineînțeles, pentru că așa se pune la ciorba rădăuțeană. Ouă, oțet, smântână lichidă și o să folosesc pentru această ciorbă pulpe de pui cu tot cu os, da? Pentru că vreau să-i dau gust acestei ciorbe. Adică avem nevoie și de carne, și de os, și de piele ca să fie cât mai gustoasă. Avem aici apă pe care o să o pun la fiert cu sare. O să tai pulpele astea pe jumătate și le pun la fiert. Aștept să fiarbă carnea, de fapt să-și lase spumă să pot să o curăț, dar între timp o să tai și legumele astea să fiarbă mai repede, pentru că dacă le las întregi or să fiarbă un pic mai greu. Ardeiul o să-l tai mărunt, pentru că vreau să rămână în ciorbă și să se și vadă. Dacă nu-ți place ciorba de burtă, cea mai bună alternativă este ciorba rădăuțeană sau, dacă vă aduceți aminte, am făcut eu o ciorbă de burtă falsă, acum ceva timp, cu ciuperci pleurotus. Dacă n-ați apucat să vedeți rețeta, puteți să căutați pe canalul Bucătăraș ciorbă de burtă falsă sau ciorbă de burtă cu ciuperci pleurotus. O găsiți acolo cu absolut toate detaliile, ingrediente și să vedeți cât de delicioasă este. O să mă apuc să iau și spuma de la ciorbă. Eu folosesc o ligură. Să nu mă certați că nu folosesc spumieră, dar nu-mi place pentru că mi se pare că prin găurile alea de la spumieră tot mai rămâne câte ceva. Și, iară, nu sunt genul care să schimbe apa la ciorbă. Mi se pare că strici ciorbă. Unde mai e tot gustul? Am cules spuma pe care carnea de pui și-a lăsat-o, așa că acum tot ce fac este să adaug legumele, să las totul la fiert. Iar în momentul în care carnea va fi gata, o să scot și o să iau toată cărnița de pe os pe care o să o adaug înapoi în oală. Pun un capac și las totul să fiarbă undeva la 30 de minute, 40 de minute, cam atâta, pentru că vor fierbe foarte, foarte repede. Ciorba fierbe, așa că între timp o să fac mujdeiul de usturoi, o să ghisez usturoi într-un mojar. Avem nevoie doar de gălbenușuri, nu de tot oul. Pun un pic de sare și adaug smântână de gătit, puteți adăugați ce smântână vă doriți, nu strică cu nimic. Vreau să scot carnea direct pe tocător, să o las să se răcească foarte puțin, după care să iau absolut toată cărnița de pe os pe care o voi adăuga înapoi în oală. Scot și legumele care sunt deja fierte, am dat gust ciorbei exact cum îmi doream. Puteți să le lăsați să le mâncați dacă doriți, mie nu-mi place să le văd așa, așa că o să le scot. Sau puteți să le băgați la blender, să puneți un pic de unt, sare și piper și faceți un piure de legume super delicios. Adaug și carnea înapoi în oală și acum urmează să o dregem. Luăm un polonic de zeamă, punem ușor peste acest amestec ca să aducem totul cumva cam la aceeași temperatură. Turnăm totul în oală, oprim focul și acum începem să ne jucăm cum ne place nouă. Eu o să pun tot acest usturoi pentru că îmi place să fie, cum am spus mai devreme, cu mult usturoi și câteva linguri de oțet. Aceasta este rețeta mea de ciorbă rădăuțeană, este super delicioasă, are mult usturoi, cum îmi place mie. Sper să faceți această rețetă, să vă bucurați de ea și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.